Dacă eu v-aș spune lucrul acesta, sau dacă alți oameni ar spune lucrul acesta, poate că nu ne-ar interesa atât de mult și în vorbele oamenilor nu este atâta greutate. Însă cuvântul acesta, motoul acesta, tema aceasta, dacă vreți, a spus-o Domnul Iisus Hristos. Fii credincios până la moarte. Este cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos l-a adresat prezbiterului sau conducătorului de adunare din Smirna. Acolo, în biserica aceea, erau credincioși care urmau să treacă prin persecuție, prin prigoană. Și cuvântul lui Dumnezeu îi spune acestui om, acestui bărbat, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Este mesajul Domnului Iisus Hristos, omului acestuia, bărbatului acestuia, dar și întregii biserici, dar și nouă. Fii credincios până la moarte. Credincioșia, am vorbit despre ea ca roada Duhului Sfânt, parte componentă din Duhul Sfânt, și aici cuvântul spune că credincioșia aceasta trebuie să se manifeste, trebuie să existe, nu numai când ne-am pocăit, nu numai în anii dragostei din tâi, dar credincioșia de Dumnezeu trebuie să se manifeste până la moarte. Indiferent de circumstanțele vieții, indiferent de ceea ce trecem prin viață, indiferent dacă suntem aruncați în pușcărie, indiferent dacă ne pierdem averile, indiferent dacă avem sau nu avem job, indiferent dacă avem, să zicem, pâinea cea de toate zilele pe masă, noi trebuie să rămânem credincioși până la moarte. Și în binecuvântare, și în lipsuri, și în sărăcie, și în nevoi, și în bagiocuri, și în necazuri, și în prigoană, până la moarte trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Și spunând lucrul acesta, avem atâtea exemple pe paginile Sfintelor Scripturi în care ni se arată și ne sunt descoperiți bărbați al lui Dumnezeu care nu au fost credincioși până la moarte. Au avut o perioadă de credincioșie față de Dumnezeu, dar n-au rezistat înaintea atacurilor vrăjmașului acelui rău și și-au pierdut credincioșia. Nu numai că au căzut de la credință, și știți foarte bine pe Dima, Alexandru Căldărarul, dar au fost și dintre aceia care în credincioșia lor n-au rămas statornici la nivelul de credincioșie pe care l-au avut odinioară. Și deși Scriptura vorbește frumos despre Solomon, Solomon totuși este un exemplu de om care nu și-a păstrat credincioșia așa cum a avut-o până la sfârșit. Pentru că Solomon l-a iubit pe Domnul și cuvântul arată lucrul acesta. Și iubirea lui de Dumnezeu l-a făcut pe Dumnezeu să-i se descopere atât de minunat. Și în două rânduri Dumnezeu i-a vorbit în vise de noapte și i-a ascultat rugăciunile pe care el le-a avut înaintea lui Dumnezeu. Însă credincioșia aceasta lui față de Dumnezeu n-a rămas sus, dacă vreți așa, și a început să coboare. Și pe parcursul vieții, în momentul în care inima lui n-a mai fost întreaga lui Dumnezeu și și-a legat inima de femeile străine, el a început să se închine împreună cu soțiile lui și dumnezeilor străini. Și a permis ca în această rătăcire să fie dus tot poporul lui Israel. Nu și-a păstrat credincioșia până la moarte. Nu spun că nu a fost și nu va fi mântuit, să nu mă înțelegeți greșit. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Eclesiastul capitolul 7, mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Și la versetul la versetul 8 spune cuvântul lui Dumnezeu, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Ce vreau să spun cu acest lucru este că Dumnezeu privește la noi, la alergarea noastră. Noi am pornit într-o alergare și alergarea aceasta dorim ca să se sfârșească în împărăția lui Dumnezeu. Este un maraton.
dacă vreți. Nu este o cursă de 100 de metri în care cu toată puterea pornim în viteză și după 100 de metri ne oprim și câștigăm sau nu câștigăm. Nu este aceasta. Credința și cursa aceasta a credinței este ca un maraton. Este o cursă lungă pe toată durata vieții noastre. Și noi trebuie să ne păstrăm credincioșia până la sfârșit. Și cuvântul spune aici că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Ce spune de un om care participă la maraton și pornește ca din pușcă? Pe cei 42 de kilometri, dacă nu greșesc, pornește foarte repede la început. Prima sută, 200, 400 de metri, este primul, i-a lăsat pe toți în spatele lui. Dar după aceea, pentru că și-a consumat energia, încetul cu încetul slăbește și la sfârșitul cursei nu mai apucă să treacă linia de sfârșit. Este tragic. De aceea cuvântul spune aici, mai bine este sfârșitul alergării noastre decât începutul alergării noastre. Mai bună este și mai mult face ziua morții decât ziua nașterii. Ziua nașterii în Hristos. E bine să ne naștem în Hristos și să mergem cu Domnul și să avem dragoste dintâi, dar noi trebuie să continuăm în același ritm ca să arătăm credincioșia față de Dumnezeu până la sfârșit, până la moarte. Și în această dimineață, în câteva cuvinte, aș dori ca să vi-l aduc înaintea dumneavoastră pe un împărat, Asa. Și omul acesta ne arată cuvântul lui Dumnezeu că a avut un început foarte bun, însă n-a avut un sfârșit tot atât de bun. Este un împărat pe care Biblia spune că a fost un împărat bun. La sfârșitul alergării lui, spune Biblia și conclude că împăratul acesta a fost un împărat bun. Și haideți ca să vedem câteva trăsături din caracterul acestui om al lui Dumnezeu. În primul rând, Asa, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu cunoașteți lucrul acesta. Asa a fost al treilea împărat din Iuda. S-a despărțit Iuda de Israel, precum bine știți, după moartea lui Solomon, și apoi cele două împărății au avut împărați diverși. În Iuda, cel de-al treilea care a venit la conducerea lui Iuda, împărăția de sud a lui Israel, a fost omul acesta, Asa, al treilea. Tatălui, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Abia, a fost un împărat rău. A domnit numai 3 ani de zile ca și împărat. Pe partea cealaltă, despre Asa, ne spune că el a domnit 43 de ani, o perioadă lungă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune la versetul 2 din capitolul 14 că Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile a sfărâmat stâlpii idolești și a tăiat astarteele. Împăratul acesta a avut un tată rău, dar a avut și un bunic rău, pe Roboam. Toți aceștia s-au închinat dumnezeilor străini. Și dacă vreți ca să spunem așa, a avut și un străbunic, pe Solomon, care sfârșitul lui nu a fost atât de bun. De ce? Pentru că el a fost acela care a introdus idolii în Israel. Spune cuvântul aici că el a făcut ce este bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândesc la faptul că, deși a avut un anturaj, dacă vreți, sau o creștere, care n-a fost plăcută înaintea lui Dumnezeu, pentru faptul că părinții lui nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu au fost credincioși lui Dumnezeu. Totuși, omul acesta, bărbatul acesta, în momentul în care a venit la conducerea țării, a știut ce are de făcut. A știut să îndepărteze idolii. A știut să sfărâme stâlpii idolești, să taie astarteele și să îndepărteze dumnezeii străini. Ce l-a determinat pe el să facă lucrul acesta? Mă gândesc că numai Dumnezeu. Dumnezeu a fost acela care i s-a descoperit. Nu ne arată cuvântul lui Dumnezeu aici cum i s-a descoperit. Însă cert este că Asa a făcut lucrurile acestea și cuvântul ne spune că el a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului. Când privesc la mine și când privim la noi, oare ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu despre noi. Facem noi ce este bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ne închinăm noi înaintea lui Dumnezeu într-un mod plăcut. Este viața noastră binecuvântată și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. La versetul 4 ne arată că
nu numai că a făcut lucrurile acestea, însă și în Cartea Împăraților ne mai spune că a făcut un lucru. Spune că i-a îndepărtat pe sodomiți, i-a dat la o parte, nu i-a mai lăsat. În țara noastră, lucrul acesta este invers. Nu sunt îndepărtați și sunt primiți, li se dă tot mai multe drepturi. Și în capitolul 15, omul acesta al lui Dumnezeu spune că a mers până acolo încât n-a mai lăsat-o nici pe propria lui mamă să mai fie împărăteasă pentru că făcuse un idol Astartei și se închina înaintea lui. Mama lui era împărăteasă, însă în momentul în care el a văzut lucrul acesta că mama lui se închina Astarteilor, a zis, stop, gata, tu de astăzi înainte nu mai ești împărăteasă. A crescut în familia aceasta și tatălui și mama lui, putem să spunem că au fost oameni răi pentru că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Însă el, prin cercetarea lui Dumnezeu, face lucrurile acestea. Și la versetul 4 ne spune că a mers mai departe și el a poruncit ca poporul să se apropie de Dumnezeu, să împlinească legea și poruncile. Faptul că el a fost gata să se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu l-a răsplătit. Și modul în care Dumnezeu l-a răsplătit pe el și împărăția lui a fost prin faptul că i-a dat pace. În vremea aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu tulbura cetățile, popoarele, cu tot felul de strâmtorări. Se ridica unul împotriva altuia. Făceau război unul împotriva altuia. Se luptau și nu aveau pace. Însă pentru faptul că Asa a știut să îndepărteze idolii și dumnezeii străini, Dumnezeu l-a binecuvântat cu pace. Și spune că împărăția a avut pace sub el. Nu numai că a avut pace, dar pentru că n-a avut război timpul acesta de 10 ani de zile, ne spune că el a putut să se ocupe de popor. Și a început să zidească cetăți. Și dacă vreți să spunem așa, economia în Israel, în Iuda, în vremea aceea, a mers. Nu ca în zilele noastre când economia nu mai merge și ne mirăm de ce nu merge economia, de ani buni de zile nu merge economia, de ce nu este pace între America și țările învecinate, nu? În Afganistan, în Siria, în toate celelalte țări. De ce nu este pace? Pentru că nu știm să ne apropiem de Dumnezeu ca și națiune și lăsăm idoli să pătrundă tot mai mult în națiunea aceasta. Și lăsăm minoritățile, dacă vreți să zicem așa, și să le dăm drepturi cât mai multe. Că noi spunem că suntem democrați, avem democrație și trebuie să-i lăsăm și pe ei să se exprime. Și mă refer la oamenii aceștia care își necinstesc trupurile lor. Dumnezeu spune că i-a dat pace și i-a dat odihnă. În câteva rânduri ne arată cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. Însă, important este faptul că atunci când Asa se adresează poporului și le cere să zidească cât mai multe cetăți, spune că la versetul 7 el spune astfel: am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru, l-am căutat și el ne-a dat odihnă de toate părțile. Ce face aici Asa este recunoaște că Dumnezeu i-a dat pace. Recunoaște că Dumnezeu i-a dat odihnă. Recunoaște binecuvântările lui Dumnezeu. Recunoaște că dacă n-ar fi fost Dumnezeu, el n-ar fi putut în timpul acesta de pace să aibă o economie atât de înfloritoare, să poată să zidească cetățile acelea. De aceea este important, frați și surori, ca noi, ca și copii ai lui Dumnezeu în viețile noastre, când avem timp de pace, când avem timp de belșug, când lucrurile ne merg foarte bine, să-L recunoaștem pe Dumnezeu în lucrurile acestea și să nu spunem că noi ni le-am făcut, că noi ni le-am creat, că prin înțelepciunea noastră, prin puterea noastră ni le-am câștigat. Nu, ci Dumnezeu ni le dăruiește. Asa a avut această înțelepciune din partea lui Dumnezeu să recunoască că Dumnezeu i le-a dăruit. Nu numai că a avut o economie înfloritoare în țara lui, dar ne arată că a avut și o armată puternică, 580.000 de soldați, pentru că n-a fost război. Oamenii n-au mai murit în război și atunci a putut să-și construiască această armată puternică. În culmea înfloririi împăratului acestuia, ne arată totuși că cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am citit începând cu versetul 9, ne arată această invazie străină a acestui împărat al lui Zerah, etiopianul.
Etiopienii împreună cu libienii, ne arată cuvântul lui Dumnezeu, că au pornit din țara lor, la sud de Egipt, au trecut prin Egipt și au ajuns, așa cum ne arată cuvântul aici, până la Mareșa. Dacă vă uitați pe hărțile dumneavoastră la sfârșit, veți observa că localitatea aceasta este foarte aproape de Ierusalim, 50 de kilometri, 30 de maile de Ierusalim. Un popor foarte numeros, de 1 milion de războinici, vine și se apropie de Ierusalim până la 30 de maile. În momentul acesta, spune că Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit în linie de bătaie. Și Asa, împăratul lui Iuda, vine împotriva lui cu 580.000 de oameni, în timp ce ceilalți sunt 1 milion de oameni. Însă, în momentul acesta, Asa vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și la versetul 11 ne este prezentată rugăciunea lui Asa pe câmpul de bătaie. Acolo, pe câmpul de bătaie, nu era în Ierusalim, nu era în templu, ci Asa când înalță rugăciunea aceasta, el vine înaintea lui Dumnezeu pe câmpul de bătaie. Și vedeți ce spune aici cuvântul în rugăciunea lui. Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Este o rugăciune scurtă, dacă vreți, însă câteva adevăruri atât de importante pe care vrem să le observăm în această dimineață. Și în primul rând el spune, Tu, Doamne, poți să vii în ajutor și celui slab, dar și celui tare. Asa are o armată numeroasă, 580.000 de oameni. Nu știu dacă el a știut exact câți erau ceilalți. Probabil că i-a văzut că sunt mai mulți. Probabil că i-a văzut. Însă el vine și spune, Doamne, Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. El recunoaște faptul aici că Dumnezeu poate să-l ajute în lupta aceasta. El nu se bizuiește în lupta aceasta pe cei 580.000 de oameni pe care îi avea la dispoziție, pe soldații săi. Am mai citit în istorie și am observat că nu întotdeauna, și Biblia spune lucrul acesta, calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Deci, și în istorie am observat de atâtea ori când s-au ciocnit armate, de multe ori, una mai mică cu una mai mare, dar nu neapărat a câștigat cea care era mai mare. Nu întotdeauna. Și Alexandru Macedon, spre exemplu, a pornit cu o armată mică și s-a luptat împotriva împărăției asirienilor și i-a biruit cu o armată mult mai mică. Ceea ce spune aici Asa este faptul că chiar dacă aș avea 2 milioane de soldați, chiar dacă aș avea mai mult decât cine vine împotriva mea, împărăția aceasta și soldații aceștia, chiar dacă am fi mai mulți, eu tot în Tine, eu tot pe Tine mă bizuiesc, Doamne, căci Tu poți să vii și în ajutorul celui slab, dar și în ajutorul celui tare. Și biruința nu vine din puterea și din numărul soldaților, ci biruința vine de la Dumnezeu. Spune aici, pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestui mulțim. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Tatăl nostru, Tu ești sprijinul nostru, Tu ești al nostru. Să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Ceea ce observ aici din acest cuvânt pe care Asa îl rostește înaintea lui Dumnezeu este faptul că el se face una cu Dumnezeu. Este o unitate între el și Dumnezeu. Să nu iasă omul, adică Zerah, adică etiopienii, omul, împotriva lui Dumnezeu. Dar cine se lupta aici? Se luptau iudeii cu etiopienii. Dar el spune să nu iasă biruitor etiopianul împotriva Ta, Dumnezeul meu. El se face una cu Dumnezeu în această rugăciune. Și el spune, Doamne, eu sunt una cu Tine. Eu nu mai exist. Acești etiopieni, practic, vin și se luptă împotriva Ta. Aduceți-vă aminte și cuvântul acela din partea lui Dumnezeu prin prorocul Isaia, unde spune, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Frați și surori, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Cine se atinge de noi, se atinge de Dumnezeu. Dumnezeu se face una cu noi. Și în momentul în care cineva ne batjocorește pe noi pentru credință,
Atunci îl batjocorește pe Dumnezeu. Nu mă batjocorește pe mine. Atunci când cineva îmi face mie rău din pricina credinței, atunci îi face rău Domnului. Și atunci Domnul trebuie să îi răsplătească omului acelui după binele sau după răul pe care l-a făcut. În momentul în care Asa vine cu această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ni se arată că Domnul ascultă rugăciunea robului său și Dumnezeu îi lovește pe etiopieni și oamenii aceștia o iau la fugă și este atât de frumos faptul că poporul acesta sau popoarele acestea pleacă și fug dinaintea poporului lui Dumnezeu. Dar biruința pe care o dă Dumnezeu lui Asa este atât de mare încât nu numai că îi resping valul acesta dușman, resping pe popoarele acestea, dar ne arată cuvântul lui Dumnezeu că ei continuă, dacă vreți, cu expansiunea și merg mai departe și cuceresc cetăți din împrejurimile Ghelarului și cetăți care nu le aparțineau lor. Deci în momentul și înaintea războiului ei au parte de țară și popoarele acestea vin să-i ocupe, dar după război, prin faptul că Dumnezeu le dă biruința, ei se extind ca țară și Dumnezeu le dă și cetățile care aparținuseră vrăjmașilor lor. Ei se întorc apoi la Ierusalim și se bucură de prada aceasta pe care ei o iau. Ne arată cuvântul și pe scurt aș vrea să trec prin viața lui Asa. Și Dumnezeu îi vorbește omului acestuia și îl încurajează prin prorocul său și îi spune să se apropie de Dumnezeu și îi spune că ceea ce a făcut până aici este bine și să continue să se apropie de Dumnezeu. Și când Asa aude cuvântul acesta, prorocia aceasta din partea lui Azaria, el spune că continuă să îndepărteze urăciunile din toată țara, nu numai din Ierusalim, nu numai din împrejurimile Ierusalimului, dar continuă să meargă chiar până în Israel. El cucerise, tatălui cucerise cetăți de ale izraelisilor din Israel, iar el acum vine și continuă reforma aceasta până în Israel. Faptul că Dumnezeu este cu omul acesta face ca națiunile și popoarele să vadă lucrul acesta și chiar oameni din Israel vin și se alipesc de el și de poporul lui Iuda. Ne arată cuvântul că el știe cum să vină înaintea lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu, aduce jertfă lui Dumnezeu, aduce zeciuiel la casa lui Dumnezeu. Prin închinarea lui devine tot mai plăcut înaintea Domnului. Și perioada aceasta, dacă vreți, de înflorire spirituală din viața lui Asa și a poporului continuă pentru o vreme de 36 de ani. Din 41 de ani, cât a fost domnia lui, 36 de ani, domnia lui merge din ce în ce mai bine. Apropierea lui Dumnezeu, a lui și a poporului, se mărește. Însă după 36 de ani, începe să descrească. Și aici intervine lucrul care vi l-am spus, că credincioșia pe care o arătăm față de Dumnezeu nu trebuie să se oprească, ci ea trebuie să continue. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că bărbatul acesta, omul acesta, împăratul acesta, în momentul în care l-a văzut pe împăratul lui Israel, că își întărește o cetate, n-a făcut război cu el, a început să construiască o cetate și să o facă mai puternică, s-a speriat. Și s-a gândit că o să pornească război împotriva lui. Și el acum nu-l mai caută pe Dumnezeu. Și ce face el este că se bazează pe oameni și strigă după ajutor din partea împăratului Siriei. Și îi spune, vino în ajutorul meu, rupe legământul tău cu împăratul Siriei și nu numai că face lucrul acesta, dar ia din banii Domnului. Din templul lui Dumnezeu scoate aur, scoate argint din biserică, din templu și îi aduce și îi dă omului acesta, sirianului acestuia, ca acela să rupă legământul lui. Desigur că Israel nu mai pornește cu război împotriva lui, însă lucrul acesta nu este pe plac înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl avertizează, așa și când noi facem ceva care nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne avertizează, Dumnezeu ne înștiințează și spune că cuvântul lui Dumnezeu că un proroc a venit la el
și îl mustră. Și îi spune, de ce acum tu te bazezi pe un om și nu continui să te bazezi pe Dumnezeu? Înainte, etiopienii și libienii alcătuiau o oaste mult mai numeroasă de 1 milion de oameni, acum acești izraeliți de care tu te temi sunt mult mai mici ca număr. De ce acum tu te temi? Și îl mustră omului Dumnezeu. Și panta descendentă pe care omul acesta merge continuă să se adâncească. Și el, în loc să primească mustrarea lui Dumnezeu, în loc să fie înțelept și să zică, da, am greșit, da, am păcătuit, trebuie să-mi repar greșeala aceasta, cum și noi ar trebui să facem. El continuă să meargă pe drumul acesta și nu se pocăiește, dacă vreți să spunem așa. Și se mânie, se supără pe văzătorul acesta, pe prorocul acesta. Și nu numai că se supără și se mânie, dar îl aruncă în închisoare. Îl aruncă în închisoare pe omul lui Dumnezeu. Ce spune dumneavoastră? Dacă Dumnezeu ne-ar vorbi atunci când noi greșim și Dumnezeu ne mustră prin cuvântul Său, printr-un vis de noapte, printr-o înștiințare pe care ne-o dă prin Duhul Sfânt, și după ce Dumnezeu ne mustră pentru păcatul nostru, ce-ați zice dacă noi ne-am supărat acum pe Dumnezeu? Ce-ați spune de atitudinea aceasta noastră? Aceasta a fost atitudinea lui Asa. L-a aruncat pe omul acesta în închisoare, era înfuriat împotriva lui și pentru că el nu mai are această relație cu Dumnezeu. Spune că începe să fie rău cu poporul său și arată că el a apăsat pe unii din poporul său. Faptul că Dumnezeu l-a iubit pe omul acesta i-a mai dat încă o șansă să-și revină și spune că a îngăduit ca boala să vină în viața lui. Spune că în anul al 39-lea al domniei sale, au mai trecut 3 ani, și spune că Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Dumnezeu a îngăduit de data aceasta să se îmbolnăvească. Și omul acesta nu îl caută și nu îl întreabă pe Dumnezeu. Doamne, ce se întâmplă? Doamne, m-am îmbolnăvit, uite ce este în viața mea. Doamne, nu cumva sunt greșit înaintea Ta. Doamne, vorbește. Pentru că Dumnezeu îi vorbise. Dumnezeu știa cum să-L apropie de El. Dar de data aceasta ne arată cuvântul lui Dumnezeu că El nu-L întreabă pe Dumnezeu. Nu se apropie de Dumnezeu. Nu-L caută pe Dumnezeu. Nu vorbește cu Dumnezeu. Nu se întreabă de ce se întâmplă lucrurile astea în viața Lui. Frați și surori, când trecem prin probleme, când trecem prin încercări, ce facem? La cine alergăm? Pe cine întrebăm? Ne întrebăm nevasta? De ce mi-am pierdut locul de muncă? O întrebăm pe nevastă? Când avem probleme în familie, cu copiii sau, eu știu, alte probleme, necazuri, materiale, financiare, de boală, pe cine întrebăm? La cine mergem să întrebăm? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că noi trebuie să avem o relație cu Dumnezeu în care să știm de ce se întâmplă lucrurile acestea în viața noastră. Nu să avem o atitudine de revoltă, dar să cunoaștem planul lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu vrea să lucreze. Și Dumnezeu îngăduie în viețile noastre și lucruri care nu ne sunt plăcute, tocmai ca să ne apropie de El. Același lucru l-a făcut aici cu Asa, însă el spune că nu a căutat pe Domnul și a mers să întrebe pe doctori. Aș dori, frați și surori, ca viața noastră și credincioșia noastră față de Dumnezeu să se arate până la sfârșit. Dacă Asa a mers și l-a slujit pe Dumnezeu cu credincioșie și toată inima lui a fost a lui Dumnezeu, timp de 36 de ani de conducere a țării acesteia, apoi, timp de 5 ani de zile, el încetul cu încetul a început să alunece. Încetul cu încetul a început să coboare. Încetul cu încetul, relația lui cu Dumnezeu n-a mai fost aceeași. Aș dori să mă întreb pe mine și aș dori să vă întrebați și dumneavoastră, când ați plecat pe calea pocăinței, cum era credincioșia voastră față de Dumnezeu? Cum l-ați slujit pe Dumnezeu? Cum l-ați iubit pe Dumnezeu? Și apoi, pe măsură ce ani au trecut, poate că am ajuns la un climax, cum zic englezii, la un vârf acolo. Și atunci, până acolo, toate lucrurile erau bune. Dar de atunci, lucrurile parcă au început să meargă în jos, tot mai în jos. Parcă nu mai avem râvnă pentru casa lui Dumnezeu.
parcă ne plictisim la cuvântul lui Dumnezeu, parcă ne este greu să mai cântăm o cântare, parcă ne supără când frații ne spun, hai, cântă o cântare, hai, vino la biserică, duminica sau duminică seară. Unii dintre noi ne-am făcut și obiceiul acesta, să nu mai venim la casa lui Dumnezeu. Care este credincioșia noastră față de Dumnezeu? Suntem pe o pantă ascendentă? Continuăm să urcăm? Sau măcar să rămânem constanți? Sau mergem în jos? E o cântare, mă ridic sau mă cobor? Nu știu dacă știți cântarea aceasta. Mă ridic sau mă cobor? În viața mea, în viața dumneavoastră, vă ridicați sau vă coborâți? Eu cred că de multe ori noi ne coborâm. Ne coborâm și nu avem puterea să recunoaștem lucrul acesta. Și venim la casa lui Dumnezeu și ne mulțumim că am venit, că s-a cântat o cântare, că am dat $100 și zicem, l-am impresionat pe Dumnezeu, suntem pe calea cea bună, suntem mântuiți, aleluia! Să nu ne înșelăm singuri, să nu ne înșelăm singuri. Dumnezeu are pretenția de la noi să mergem și să rămânem credincioși până la moarte. Înaintașii noștri au suferit, au suferit și au fost bagiocoriți și au fost aruncați la tigri și la lei, nu? Au pierdut toate avuturile lor, toate bunurile lor pentru credință. Li s-au luat toate acestea. Și noi astăzi avem aer condiționat, dar ne plângem de multe ori, bate prea tare pe partea aia. Să-l mai modificăm, nu-mi place, măi, dă mai încet, măi, dă mai sus. Nu ne place că e ceva pe jos, nu s-a făcut curat. E carpetul prea moale, prea tare. Înaintașii noștri se plecau pe ciment sau pe... Știți mai bine că eu n-am crescut în pocăință, dar și-am auzit că se plecau pe pământ. Și noi astăzi avem atâtea condiții și credincioșia noastră, mă iertați, dar credincioșia noastră dă dovadă că ne lipsește credincioșia. Și mă gândesc care va fi poziția lui Dumnezeu față de noi când vom ajunge la sfârșit, când vom ajunge la sfârșitul vieții noastre și în loc să fim undeva sus, vom fi poate în cel mai bun caz, așa, de-abia deasupra linii acelea de plutire. Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Suntem chemați, frați și surori. Suntem chemați de Dumnezeu în această zi să rămânem credincioși lui Dumnezeu, cuvântului Său. Suntem chemați de Dumnezeu să nu uităm de cuvântul Său. Mulți dintre noi, și mă iertați, poate greșesc, poate nu sunt mulți, poate sunt puțini, am uitat să citim și cuvântul lui Dumnezeu și ne mulțumim să-l răsfoim pe repede. Hai, măcar un psalm acolo, să nu zic că n-am citit nimic în ziua de astăzi. Repede, că avem obligații, avem școală, trebuie să plecăm repede la serviciu, avem de făcut mâncare. Repede rugăciune, repede cuvânt, repede, totul repede, pe fugă. Pentru Dumnezeu nu mai avem timp. Nu mai avem timp să stăm înaintea Lui, să căutăm fața lui Dumnezeu. Păi cum să ne vorbească Dumnezeu dacă nu citim Biblia, dacă nu săruim în rugăciune? Cum să ne vorbească Dumnezeu? Cum să ne învioreze pe noi Dumnezeu dacă noi nu facem ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu? Cum să fim noi plăcut înaintea lui Dumnezeu? Că noi de multe ori îngăduim și idolii să pătrundă în viețile noastre. Lăsăm Dumnezeii străini să ne acapareze viețile. Lăsăm computerul să ne acapareze. Lăsăm televizorul să ne acapareze, lăsăm iPad-urile să ne acapareze, lăsăm news-urile să ne acapareze. Toate lucrurile din această lume pun stăpânire pe noi și ne pierdem timpul în fața televizorului, a computerului, a job-ului, lucrăm multe ore, pierdem timpul în lucrurile acestea, pierdem. Și timpul de rugăciune, gândiți-vă dumneavoastră, cât timp petreceți pe zi înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune și în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Câte minute, sau poate o oră, m-aș bucura să fie lucrul acesta. Gândiți-vă și gândiți-vă apoi cât timp petrecem noi făcând toate celelalte lucruri. Servici, computer, job și toate celelalte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă iertați că m-am lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Este o povară, poate și pentru mine. Că poate și eu sunt pe panta aceasta descendentă, poate și pentru mine, și cred că este și pentru mine cuvântul acesta, că nu mă mai rog cum mă rugam odinioară, că nu mai petrec atâta timp cu Dumnezeu.
Poate că atmosfera din biserică, dar nu vreau să dau vina pe lucrul acesta, este de natura aceasta. Rugăciunile noastre sunt atât de slabe. Ne invităm unii pe alții la rugăciune și nu se roagă, frații. Nu mai avem îndemn la rugăciune. Nu ne mai rugăm. Nu mai cântăm. Suntem atât de slabi în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, să ne trezim. Să ne trezim că vine Domnul. Sau vine clipa când voi pleca acasă. Și dacă mă găsește jos Domnul, cu aia voi pleca. Cu starea aceea voi pleca. Dar dacă mă găsește Domnul sus, în dragostea din tâi, luptând pentru Dumnezeu, petrecând timp de părtășie înaintea lui Dumnezeu, făcând ce este plăcut înaintea Domnului, atunci Dumnezeu mă va răsplăti pentru lucrurile acestea. De aceea, haideți să ne cercetăm viețile și haideți ca să înțelegem că trebuie să rămânem credincioși Domnului, indiferent de lucrurile prin care trecem în viața aceasta și de multe ori bogăția este o piedică ca și credinciosul, credinciosul să se apropie de Domnul. În România, pentru că pocăiții nu aveau posibilitatea să se îmbogățească. Pocăiții nu aveau posibilitatea în România, în Moldova, să se îmbogățească, pentru că erau marginalizați. Aici, toată lumea poate să se îmbogățească, să facă un ban cinstit, să muncească și să se îmbogățească, să își facă o casă și altă casă și altă casă și așa mai departe. Și se prea poate ca lucrurile acestea materiale să pună stăpânire pe noi și nu ne mai ajunge ce avem și vrem și mai mult și mai mult și mai mult. Dumnezeu să se îndure de noi și Dumnezeu să-și reverse harul său îmbelșugat peste noi și să ne ierte scăderile noastre, slăbiciunile noastre și să ne ajute Dumnezeu să aprindem din nou flacărea dragostei din tâi, să arătăm că îl iubim pe Dumnezeu, nu numai cu vorbe, nu numai prin faptul că spunem că îl iubim pe Dumnezeu, dar nu arătăm prin viețile noastre și prin trăirea noastră de zi cu zi. Se prea poate să venim și peste săptămână la casa lui Dumnezeu și duminică și dimineața și seara, dar cu toate acestea, peste săptămână și în viețile noastre, să nu mai fie aceeași dragoste, să nu mai fie aceeași pasiune pentru Dumnezeu, să nu mai fie aceeași dragoste care să ne înflăcăreze și să simțim prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Te ridici sau te cobori? Care este viața ta, scumpul meu frate, scumpa mea soră? Care este viața mea? Mă ridic sau mă cobor? Te rog să spui întrebarea aceasta în această zi. Cum ai fost în dragostea din tâi, știu, ai fost sus, erai pe culmele Duhului Sfânt. Duhul Sfânt te ridica și te bucurai prin Duhul lui Dumnezeu, prin iertarea care ți-a fost dată. Dar astăzi, unde ești? Astăzi, unde sunt? Unde este viața mea în raport cu ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să fim? Suntem jos sau suntem sus? Continuăm să mergem în jos sau ne trezim astăzi din somn și spunem gata, mă opresc, am coborât suficient, mă opresc astăzi din alunecarea aceasta și de acum vreau să continui să alerg pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mă iertați că poate am